laureaților canotajului românesc, am avut un an de succes. Iar acest succes nu putea să fie atât de reușit dacă nu aveam parteneri de succes alături de noi, așa că mulțumesc Negro 2000 pentru acest parteneriat cu Federația Română de Canotaj. Mulțumesc doamnei director general Flori Vlad pentru că este alături de noi, o femeie inimoasă, hotărâtă și eu personal îmi doresc ca acest parteneriat să dureze multe ediții a Jocurilor Olimpice. Anul 2018 ne plasează pentru al doilea an consecutiv pe primul loc în topul federațiilor sportive naționale. Am cucerit 37 de medalii la toate nivelele de vârstă, respectiv juniori, tineret, seniori. Suntem federația care încheie anul 2018 cu singurul titlu mondial într-o probă olimpică. Aceasta este federația care în 90 de ani a adus acasă peste 650 de medalii. Zeci de medalii doar anul acesta. 37 anul acesta. 37, mai exact. Da. Și cred că merită... Ai văzut ce oameni modești sunt, dincolo de performanțele lor. Cred că merită să învățăm o lecție de viață de la ei. Cred că merită să înțelegem cât de greu trebuie să muncești ca să atingi un vârf, oricare ar fi vârful pe care îl țintești în viața asta. Și sunt onorată că am fost printre ei și am fost parte din povestea acestei zile. Felicit Federația Română de Canotaj pentru rezultatele obținute. Încurajez sportivii să meargă mai departe, pentru că ce poate să fie mai frumos decât să câștigi, să fii pe prima dreapta podiumului, să ți se intoneze imnul și să devii erou pentru țara ta și pentru națiunea ta. Eu consider că Federația de Canotaj este federația cea mai, să zic, frumoasă, cu cele mai frumoase rezultate de anul acesta și o federație care este un exemplu pentru noi toți cei care reprezentăm alte federații. Este federația care a avut cele mai bune rezultate, este federația care a ajuns acolo unde ne dorim cu toții să ajungem, și anume pe locul întâi la campionate europene și campionate mondiale, și este federația care poate ajunge să aducă cât mai multe sau să aducă cele mai multe medalii de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Munca sportivilor e cel mai puțin apreciată, așadar apreciez această gală și apreciez absolut tot ce se întâmplă, pentru că totodată apar și mulțumirile către parteneri. E din ce în ce mai greu să aduci parteneri atâta timp cât nu există o lege a sportului, o lege a sponsorizării, cum trebuie pentru a fi mai ușor de atras sponsor și parteneri. Iar le recomand acum într-o campanie în care cred, pentru că eu am crescut cu icrele acestea, o spun foarte cinstit și nu e o reclamă. Am mărturisit asta și reprezentanților firmei pe care i-am întâlnit de curând, dar eu știam produsele de multă vreme și mă bucur că Negro 2000 susține sportul românesc, pentru că una e să facem bani și e bine să-i facem dacă avem companii de succes, dar trebuie să și dăm ceva înapoi societății din care facem parte.